La Giurgiu, cursurile vor fi suspendate integral miercuri 29 ianuarie. Aceasta este decizia Ministerului Învățământului în urma codului portocaliu de ninsori și viscol emis de meteorologi valabil pentru 29 ianuarie. Deși de hotărâre trebuiau să beneficieze și preșcolarii, situația este cu totul alta. Reprezentanții învățământului au decis însă ca singurele instituții de învățământ deschise să fie grădinițele cu program prelungit. Această decizie a fost luată pentru părinții care lucrează și nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Rămân în continuare cursurile suspendate și pentru ziua de miercuri 29 ianuarie în toate unitățile școlare din județ, cu excepția grădinițelor cu program prelungit, pentru a putea să asigurăm accesul copiilor care nu pot fi supravegheați acasă de părinți în aceste unități de învățământ preșcolar. Deși reprezentanții Ministerului Învățământului au decis ca școlile să rămână închise și în primele două zile ale acestei săptămâni, o parte dintre preșcolari au fost prezenți astăzi în clase. În această situație se aflau și 4 copii de la grădinița cu program prelungit Prichindei din municipiu. 4 copii au venit astăzi la grădiniță după această vacanță și după codul portocaliu. Deși ne așteptam la mai mulți copii, să vină mai mulți copii la grădiniță, au venit doar 4. Eu cred că toți și preșcolari și școlari ar fi trebuit să fie în vacanță. Nu știu, chiar nu înțeleg această decizie a dumnealor, dar ne supunem și noi ne facem datorie și suntem aici. Din câte am înțeles, suntem singura grădiniță care funcționăm în această perioadă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Giurgiu, reprezentanții instituției vor decide abia miercuri seară dacă școlile vor fi închise și joi. Chiar dacă ne aflăm în ultima săptămână din semestrul întâi, când practic toți elevii ar trebui să-și încheie situația școlară, aceasta însă nu va fi afectată. În cazul în care nu se vor putea încheia mediile până la sfârșitul săptămânii, situațiile vor fi închise în prima săptămână a semestrului 2, conform regulamentului școlar, însă această metodă va fi aplicată numai în cazuri extreme.